aflăm astăzi la un eveniment deosebit. Deosebit pentru că este și pentru prima dată că Biblioteca Județeană colaborează cu Institutul Polonez din București, la inițiativa acestuia. Avem plăcerea să avem ca oaspeți astăzi conducerea Institutului Polonez din București, reprezentată prin domnul Iaroslav Codun, director al Institutului Polonez și consilier cultural Ambasada Poloniei din București, doamna Cristina Codun, traducătoarea volumului pe care îl prezentăm astăzi, care se lansează astăzi la Turcia și în același timp prefațatoarea cărții, doamna Luiza Săvescu, referent cultural la Institutul Polonez și doamna Mariana Ana Maria, care reprezintă editura RAO, la care a fost publicată cartea. Înainte de a trece la prezentarea autorului și a cărții pe care o vor face invitații noștri de astăzi, în același context, deci în aceeași idee, faptul că noi colaborăm prima dată cu Institutul Polonez din București, este util și se cuvine să ne reamintim câteva elemente din cultura și civilizația Poloniei, să vedem ce este valoros în cultura poloneză, ce a rămas peste vremi, ce transcende frontierele, ce constituie baza valorilor pe care și-o însușește fiecare generație rând pe rând. Polonia este locul de naștere al mai multor persoane celebre în întreaga lume și este suficient să amintim doar patru dintre ele. Papa Paul Ioan al II-lea, Marie Sklodowska Curie, Nicolaus Copernic și Frederic Chopin. Literatura poloneză include poeți și scriitori renumiți precum Adam Mickiewicz, decedat la Istanbul în 1855, considerat cel mai bun poet romantic polonez din secolul al XIX-lea. Henryk Sienkiewicz, câștigător al Premiului Nobel în 1905, autorul celebrului Quo Vadis. Boleslav Prus, autorul romanelor Faraonul Păpușa. Vladislav Raimond, un alt câștigător al Premiului Nobel în 1924 pentru grandioasa epopee Țăran. Czesław Miłosz, câștigătorul Premiului Nobel în anul 1980, autor al unei istorii a literaturii poloneze, fost atașat cultural la Ambasada Poloniei de la Paris câțiva ani. Wisława Szymborska, câștigătorul Premiului Nobel în anul 1996. Și renumitul scriitor Stanislav Lem, decedat în martie anul trecut chiar, scriitor de science fiction, filozof și satirist. Cărțile multora dintre cei amintiți au fost citite de fiecare generație și se regăsesc în rafturile oricărei biblioteci personale, școlare și publice. Regizori renumiți din Polonia sunt câștigători ai premiului Oscar. Cu toții ne amintim de Roman Polanski și Andrei Wajda. Compozițiile lui Frédéric Chopin sunt un regal al serilor oricărui iubitor de muzică clasică din orice colț al lumii. Dar Polonia se mândrește și cu locuri europene din patrimoniu mondial UNESCO. Să ne reamintim de lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, devenit, din păcate, pentru întreaga umanitate, un simbol al genocidului practicat de oameni în plin secol 20. Centrul vechi istoric din Cracovia, fosta capitală a Poloniei, cu una din cele mai mari piețe urbane medievale, catedrala în stil gotic și necropola regală și clădirea Universității Jagiellone. Bisericile păcii din Javor și Zvitnița, cele mai impunătoare construcții religioase de lemn din Europa, ridicate la mijlocul secolului al XVII-lea. Complexul religios, arhitectural și peisagistic de la Calvaria Zebridovska, ansamblu monastic înființat în 1617, supranumit Ierusalimul Polonez, spațiu de mare valoare spirituală vizitat de mulți pelerini.
Castelul Cavalerilor Teuton de la Malbon, ridicat în secolele 13-14. Orașul medieval Torun, unde s-a născut Copernic și unde există și casa care poate fi vizitată. Centrul istoric al orașului Varșovia, distrus aproape în întregime în august 1944 și refăcut în totalitate în forma anterioară. Salina Vielica, cea mai cunoscută exploatare de sare din lume, cu 300 de kilometri de galerii dispuse pe 9 nivele, până la 327 de metri adâncime. Și partea veche a orașului Zamos, înființat în 1580. De mare interes și atractivitate, așa cum cunoaștem, îndeosebi în cadrul turismului cultural, sunt sudul Poloniei, cu Silezia, cu munții Tatra, cu stațiuni de sporturi de iarnă, Zakopane, de pildă, orașele cu monumente istorice și de artă, cu biserici și catedrale gotice, cu muzee, din secolele 12, începând cu secolul 12, 13 până în secolul 17, cum sunt Cracovia, Tarno, Wroclaw, Poznan, Torun, Gdansk, la care se adaugă și lacurile Mazurie. Cu acest cuvânt introductiv, eu îi voi lăsa în continuare pe invitații noștri să prezinte autorul și cartea care se lansează astăzi acum. Dau cuvântul domnului director Iaroslav Bodun. Bună ziua, domnule director, stimate domnule consilier, stimați oaspeți, primar, stimate domnule primar. Mă bucur foarte mult că putem fi prezenți în această dimineață la această bibliotecă, chiar dacă nu este prima manifestare a Institutului Polonez, pentru că tocmai am vorbit cu domnul primar că acum 2 ani am organizat aici la muzeu o expoziție foarte mare despre Chichibarul Polonez. Deci aceasta este a doua manifestare și nu este lipsită. Și această manifestare pe care o facem aici are ca scop lansării unei cărți scrise de un scriitor polonez care de adevăratele s-a plimbat pe aceste melagurile și fructul acestor plimbări vedem aici. Eu nu o să intru în detaliile despre această carte, eu vă spun câteva cuvinte despre Institutul Polonez, care a fost înființat în 2001 la București. Omologul său, ICR Varșovia, este de un an, adică anul trecut. Mă bucur despre acest lucru. Institutul Polonez are ca scop întreținerea acestui dialog intercultural între cele două națiuni, ceea ce consider eu că se întâmplă. Sigur, acest dialog a fost și mai devreme, înainte să existe cele două instituții, dar în momentul când am pornit la drum, am văzut că totuși există mult de făcut și prin manifestările noastre știm că munca noastră în ceea ce privește promovarea celor două culturi, poloneze aici și românești în Polonia, trebuie să lucrăm foarte mult. La Institutul Polonez la București, chiar dacă Institutul Polonez din București se numește, are ca sediu la București, activăm în toate orașele ale României și nu numai, și de acum 3 ani, suntem acreditați în Republica Moldova, chiar dacă acolo avem și ambasada noastră. Vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că am venit la Tulcea, fiindcă am venit să lansăm cartea și să am venit simbolic aici, la propunerea autorului, ca să avem această lansare. Și mă bucur foarte mult că ați răspuns pozitiv propunerii noastre. Tot ce vreau să vă spun că Andrzej Stasiuk nu este cu prima carte. Andrzej Stasiuk e prezent aici în România cu deja a treia carte tradusă în limba română. Această carte despre care acum vorbim se numește Călătorii spre Babadag. Despre ea, cum am spus, vor vorbi traducătorul și domnul poet, care ne va împărtăși gândurile sale.
Eu tot ce vreau să spun că mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați pregătit această expoziție despre cultura și literatura poloneză. De aceea, dacă îmi permiteți, domnule director, eu o să vă las încă câteva cărți care vor îmbogăți biblioteca dumneavoastră. Sunt cărțile literaturii despre literatura poloneză și umanistica poloneză în general contemporană. Sper că o să aveți cititor și cu atât mai mult că am scos câteva autori care sunt cunoscuți, cum ar fi Gombrowicz sau Han Nacral, care sunt apreciați în lume, dar datorită Institutului Polonez, acești autori ori puteau să fie reeditați sau chiar traduși în premiere, ca să spun așa. Vreau să spun că Andrzej Stasiuk a fost într-adevăr aici, scriind această carte, a trecut prin Tulcea, mergând mai departe spre Delta Dunării și tocmai povesteam domnului primar, această carte, chiar dacă se vă spune aici că nu este jurnal de călătorie, pentru unii polonezi au fost tocmai tratate ca un jurnal. Mulți polonezi au venit să viziteze aceste locuri. Printre polonezi, România și, în general, și în Europa, România este ca să spun, chiar dacă nu e frumos, este la modă. Au venit să viziteze aceste locuri, au fost în Delta Dunării. Este un lucru îmbucurător, ca să spun așa. Încă o dată vă mulțumesc pentru amabilitate. Aceste cărți o să vă las aici. Sunt scriitori importanți și cu siguranță o să aveți oameni dorniți să citească. Doamna Cristina Vodă. Dau cuvântul doamnei. Citind Caragiolis pe Pavadac, pornim alături de scriitor într-o infinită călătorie, într-un spațiu geografic real și totodată neconvențional, un spațiu care este situat la marginea civilizației europene. Cunoaștem o lume care pare să trăiască parcă în afara timpului, cu o geografie altfel decât vedem în aflaturile geografice, ne precizează scriitorul, un spațiu care pare să se macine pe sine sau în care materia pare să fie într-o continuă degradare, un spațiu unde, spune scriitorul, o să citez acum din carte, un spațiu unde totul seamănă cu un vis în interiorul unui alt vis. Trebuie să mă uit în pașaport, să mă asigur că alte țări există cu adevărat. Căci, la urma urmelor, ce fel de țări sunt astea? Amintiri ale unor țări de demult, rămășiți ale unor foste țări și proiectele unor potențiale alte țări, niște promisiuni ambigue. Scriitorul caută, parcă cu obstinație, zone periferice ale existenței umane, zone stăpânite încă de, parcă de reguli arhetipale, zone unde regnul animal pare să conviețuiască în deplină armonie cu oamenii și să constituie chiar în continuare nivelul existenței așa cum trebuie să fie fost și la începutul vremurilor. Din această lume, parcă încremenită într-un timp bizar, care e legat de căror reguli obiective, scriitorul își conește drum și se orientează pe o hartă specială pe care nu găsim decât orașe precum Babadag, Cuș, Soroca, Sulina, Sfântul Gheorghe, Gheonț, Aboni și altele asemenea, orașe pe care scriitorul le portretizează cu sensibilitatea, tandrețea și acuratețea unui artist flamand. Sunt locuri despre care îl mărturisește în repetate rânduri în carte că le iubește cu o dragoste lipsită de speranță. Deci atitudinea pe care scriitorul are față de aceste locuri, oriunde s-ar situa ele, fiindcă nu este vorba numai de România și de locuri din Ungaria, Moldova, Transnistria, Slovacia și așa mai departe, le privește cu un ochi foarte binevoitor și cu o cam de tandrețe. Europa pe care ne-o propune scriitorul în călătorim spre Babadag nu este
repet, o Europa elitistă, ci este mai degrabă Europa de la periferia vieții culturale, de la periferia mondanității și a vieții în general. Pe scurt, este o Europa banalului cotidian. Și pornind pe urmele lui Andrzej Staszczyk în acest periplu inițiatic, parcă descoperim că ne este stârnită curiozitatea și am dorit să ne facem la rândul nostru, parcă pe hartă, acest traseu și să călătorim și să vedem personal toate aceste locuri pe care le-am văzut. Autorul plăsmuiește în cartea sa pare să plăsmuiască o nouă configurație geopolitică a lumii, una, aș zice, o imaginară, de-a dreptul nevinovată, însă absolut necesară sensibilității sale creatoare, fiindcă spune el într-un alt loc. O să te citesc din carte ca să vă faceți o idee cât de frumoasă, spune autorul. Totul pare să sugereze faptul că îmi doresc propriul meu stat, ca să pot merge prin el la nesfârșit. Un stat fără granițe bine delimitate, care nu e conștient de propria existență, un stat căreia să nu-i pese că cineva îl inventează și că cineva îi calcă teritoriul. Un stat somnolent, cu o politică neclară și cu o istorie ca un nisip mișcător, cu un prezent ca un strat fragil de gheață și cu o cultură ca palatele țărănești din orașul Soroca. Nimic altceva nu rezistă aici trecerii timpului, fără riscul de a deveni parodie. Ghidat de, parcă de un simț ascuns, scriitorul caută cu obstinație, așa cum am mai spus, orășelele de provincie, satele uitate de lume. Urmărește cu lăsați viața autentică care se dezvăluie privirilor sale în cătunele și pustiurile Europei. Este de-a dreptul fascinat de spațiile acestea pustii, unde materia pare să-și facă de cap. De toate, am spus, târgurile și bazarele Europei, târgurile și bazarele care par să etaleze deșeurile Europei, intră cu foarte mare plăcere în cârciumele și bodegile aproape insalubre, unde, de fapt, intră în contact cu oamenii adevărați. Și toate aceste spații îi stârnesc curiozitatea deoarece îi oferă posibilitatea de a de a surprinde oamenii în viața adevărată și de a contura toate aceste minunate portrete umane pe care le vedem aruncate peste tot în carte. Cu alte cuvinte, proza scriitorului constă dintr-o galerie de portrete, nu numai umane, ci și portrete ale unor locuri care par să fie repudiate de istorie, de civilizație. Locuri care par să scape, eu știu, timpului și dăinuirii în timp. Incursiunile scriitorului într-un spațiu geografic real, care, pe de o parte, ne este cunoscut tuturor, pare să se transforme, citind cartea, într-o lungă incursiune printr-un spațiu aproape metafizic, deoarece este lipsit de metropole, de capitale, de civilizație, și se transformă într-o meditație în mers pe tema degradării autenticului, care este înlocuit, se pare, de imitație, de surogat și de iluzia că viața nu înseamnă decât boala permanentă după agonisala fără limită. Cu alte cuvinte, călătorind spre Babadag este în viziunea autorului un fel de parabola vieții în contextul civilizației contemporane. Astfel că scriitorul ridică aceste probleme și de foarte multe ori toate aceste călătorii concrete care pleacă de la un element concret alunecă ușor în fabular și i s-a și reproșat acest lucru. I s-a spus că imaginea pe care o descrie el nu este ancorată în realitate. Și în replică Andrzej Staszczyk s-a apărat spunând că eu nu sunt reporter, eu descriu doar propria mea lume. Cu alte cuvinte, scriitorul pare să ne spună că adevărata călătorie se desfășoară în mintea noastră, este acea călătorie filtrată prin prisma propriilor trăiri, eliberată de stereotipuri, călătoria care se desfășoară în afara regulilor timpului și spațiului fizic.
Față de România, Andrzej Staszczyk are, se simte lucrul acesta din carte, manifestă o foarte mare tandrețe și comuna intimă pe care a stabilit-o cu România și mai ales cu asemenea spații, asemenea orășele precum Cuș, Soroca, Sulina, Sfântul Gheorghe, toată această comună este trădată sau consolidată de o serie de trăiri mentale-spirituale, de un cumul de factori care include mirosul înțepător al excrementelor animalelor care se întorc seara de la pășune, dezolarea spațiilor care par să trăiască în afara timpului, aceste spații, cum am spus, măcinate de o continuă degradare a materiei, fascinația trezită de relația deosebită